Într-o consultație de astăzi, m-am lovit de o situație de care mă lovesc uneori și anume oameni care duc lucrurile la extrem și nu înțeleg că atunci când mănâncă mai puțin decât este indicat, pot de fapt să obțină rezultate proaste și la asta, prin asta eu înțeleg pierdere de masă musculară și scădere metabolică. Și în lumea de azi, în care majoritatea pune semnul egal între nutriție și înfometare, pare cumva că atunci când ești rugat să mănânci de mai multe ori pe zi, să mănânci astfel încât să îți protejezi metabolismul, nu să slăbești sau cel puțin nu să slăbești masă musculară, Uh, pare așa cumva că nu contează dacă respecti alimentele contraindicate și mănânci mai puțin, e de bine. Ești cumva aliniat cu toată planeta și faptul că mănânci mai puțin nu are cum să-ți strice. Însă, are cum să-ți strice și, de asemenea, are cum să-ți strice dacă te privezi singur-singurel. De alimentele preferate, când aceste alimente preferate nu îți sunt, de fapt, contraindicate din punct de vedere medical și poate că pare așa, cumva, un fel de putere interioară să te abții de la ciocolată când tu vrei ciocolată, deși ciocolata nu este contraindicată, însă nu este de bine pentru că. Atâta timp cât alimentul respectiv îți place și te abții de la el, prin faptul că te abții de la el, poți de fapt să pierzi controlul, impactul emoțional al acestui aliment să crească asupra ta și dacă azi poți să te abții de la mâncat o bucățică de ciocolată în perioadele în care vei fi mai obosit, vei fi mai stresat, mai, 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 o să ajungi în loc de o bucățică să mănânci o întreagă ciocolată. Așa că... Aș vrea să conștientizezi azi, dacă atunci când încerci să respecti ce ai de respectat ce ți-ai impus, tu să respecti ce ți-au impus, alții să respecti ceea ce este indicat din punct de vedere medical, să respecti nutrițional, ar ajuta să conștientizezi. Aplici ce ai de aplicat sau un pic mai mult peste ce ai de aplicat.